Pro-Moldova nu va participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii politice, Andrian Candu, în cadrul unei conferințe de presă. Aceste alegeri parlamentare nu sunt altceva decât o continuare a celor prezidențiale. Este o confruntare între două persoane, Sandu și Dodon, și două poluri care luptă pentru putere și, de fapt, astăzi împart puterea. Nu este o confruntare de idei sau de soluții. Aceste alegeri sunt despre o țară dezbinată, obosită, dar care vrea să creadă. Să creadă că poate forma peste o zi sau alta o nouă clasă politică. La aceste alegeri parlamentare, Promoldova nu va participa ca și concurent electoral. În acest context, liderul pro-Moldova a spus că formațiunea va începe o campanie de informare pentru a deconspira anumite falsuri. În același timp, încă o formațiune politică anunță că nu va participa la alegeri. Este vorba despre Partidul Popular din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii Alexandru Oleinic. Deși inițial anunța despre intenția de a participa la alegeri cu un program de dezvoltare a Republicii Moldova pe toate dimensiunile, exprimat prin sloganul Credem în Moldova. Ulterior, PPEM a luat. A decizia de a nu participa la alegeri. Demisionat că Alexandru Oleinic a fost ales deputat în circumscripția numărul 47, care cuprinde teritorial orașele Camenca, Dubăsari, Grigoriopol și Râbnița și localitățile celor patru raioane. Terminul limite de depunere a dosarelor este 11 iunie. Până la ora actuală, la CEC și-au depus dosarele 17 concurenți electorali. Verificarea documentelor depuse de fiecare concurent se efectuează în decursul a șapte zile.